Dan Vatră, managerul Spitalului Municipal Sfinții Doctori Cosma și Damian din Rădăuți, a demisionat din funcție, decizie care a fost aprobată de primarul Bogdan Loghi fără aviz. Funcția va fi ocupată începând de marți, 21 iunie, cu titlul interimar de medicul anestezist Flaviu Sima. Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a arătat că mereu și-a dorit ca această funcție să fie depolitizată și ocupată de un medic pentru că ar fi cel mai în măsură să gestioneze o situație din domeniul sănătății. Edilul a precizat că își pune mari speranțe în tânărul doctor Flaviu Sima, medic anestezist care a stat în prima linie a pandemiei, într-o perioadă foarte grea pentru spital. Totodată, primarul Loghin i-a mulțumit fostului manager Dan Vatră pentru întreaga activitate.